Bine v-am găsit la o nouă sesiune de pregătire pentru examen. Astăzi vom discuta un subiect care ține de vocabular, și anume derivarea, unul din mijloacele de îmbogățire a vocabularului. Celelalte două mijloace de îmbogățire a vocabularului, derivarea, compunerea și conversiunea, le-am discutat în alte sesiuni, în sesiunea anterioare. Le puteți găsi, videoclipurile le puteți găsi pe același canal de YouTube. Discutăm așadar despre derivare, vom vedea cum se numează cuvintele derivate, cum recunoaștem mai ușor sufixele și prefixele, cum analizăm derivatele parasintetice, derivatele în lanț. Așadar, derivare. Derivarea este mijlocul intern prin care se formează cuvinte prin adăugarea de prefixe și cuvinte, sufixe la un cuvânt de bază sau rădăcină. Voi să spuneți care e diferența între cuvânt de bază și rădăcină. O să vedem imediat. Bun, deci adăugăm adăugarea de prefixe. Prefixele se așează înaintea cuvântului de bază și sau sufixe. Sufixe după cuvântul de bază, la sfârșit, la un cuvânt de bază. Sau rădăcină. Bun. Și, de exemplu, să pornim de la cuvântul tânăr. Și să scriem câteva derivate. Adică să scriem câțiva termeni din familia lexicală. Da? Familia lexicală cuvinte formate prin derivare, compunere, conversiune. De exemplu, tinerește, tinerel, tinerețe, a întineri verbul. Bun. Și acum, haideți să vedem cum s-au format aceste cuvinte, da? Care pleacă toate de la același cuvânt. Mare atenție! Când scriem familia lexicală, aici trebuie să fiți foarte, foarte atenți, să nu greșiți. Familia lexicală a unui cuvânt, trebuie să selectați termeni care pornesc de la același cuvânt, dar nu doar să se audă la fel, da? Ci să aibă sensuri apropiate. Să pornească și ca sens de la același cuvânt. De exemplu, să nu greșiți cu omonimele. Cer și cer. Mare, mare atenție. Bun. Tânăr, tinerește. Tinerește s-a format prin derivare cu sufixul ește de la rădăcina tineri. Asta e rădăcina. Rădăcina este grupul de litere care apare în toate cuvintele derivate. Și ca să aflați rădăcina, faceți exact ce am făcut eu aici. Adică scrieți câțiva termeni din familia lexicală și vedeți care e grupul de sunete care apare în toate aceste cuvinte. Ce rămâne pe lângă grupul de sunete reprezintă sufixele și prefixele, dar cuvintele acestea trebuie scrise la forma lor din dicționar. Da? Ia, iată. Tine și aici. Tine și aici. Bun. Cu ce mă ajută rădăcina? Mă ajută să identific foarte ușor sufixele și prefixele. Dacă vi se cere la examen, de exemplu, să arătați cum s-a format, da? Care e procedeul de formare a unui cuvânt derivat, scrieți câteva cuvinte din familia lexicală a acelui termen, a cuvântului de bază, da? De la care ați pornit. De exemplu, dacă vi se cere să arătați cum s-a format tinerește, scrieți câteva derivate. Tinere, tinerețe, tinere, antinerii, pardon, și o să vedeți. Tinerește s-a format de la rădăcină plus sufixul ește. Tinerea s-a format de la rădăcină plus sufixul el. Nu se pot sufixa între ghilimele. Tinerețe s-a format de la rădăcină plus sufixul ețe. Antinerii este un derivat parasintetic, se cheamă, pentru că este derivat în același timp cu prefix și sufix. S-a format așa. Prefix. Plus rădăcină, plus sufix. Da? Adică prefixul în, plus rădăcină, plus sufixul i, sufixul verbal i. Bun. La asta ne ajută rădăcina. Uneori rădăcina este identică cu cuvântul de bază, alteori nu, sunt diferite puțin. De exemplu, aici există o variație pe vocale, da? Tânăr, tineri. Dar ne ajută extrem de mult rădăcina să recunoaștem sufixele și prefixele, pentru că sunt convins că nu le știți pe toate și nici nu e obligatoriu să învățați pe din afară toate sufixele și toate prefixele limbii române. Poate la prefixe mai ușor,
Dar la sufixe e greu, pentru că sunt foarte multe sufixe. Bun. Ce ne mai interesează? Deci am văzut rădăcina, la ce servește, recunoașterea sufixelor și a prefixelor. Există unele cuvinte de tipul cetățenie, care se formează de la alte cuvinte derivate. De exemplu, cetățenie s-a format așa, prin derivare, da? Derivat cu sufixul ie de la cetățean. De la cuvântul cetățean. Dacă întâlniți un astfel de termen și ajungeți, vedeți că e derivat cu un sufix de la un cuvânt care și el e sufix, nu vă opriți aici, da? Acesta la rândul lui, da? Și el se formează prin derivare. Derivat cu sufix eană, cetățean, da? Eană, de la cuvântul de bază cetate. Întotdeauna trebuie să ajungeți la ultimul termen, termenul de la care s-a pornit. În cazul acesta, e vorba de un derivat de la un alt derivat, avem de-a face cu derivare în lanț. Se înțelege de ce, da? Derivat de la un alt derivat. Derivare în lanț. Bun. Deci, încă o dată. Derivarea înseamnă formarea cuvintelor prin adăugarea de prefixe și sufixe. Ne trebuie rădăcina să recunoaștem sufixele, da? Și prefixele, să recunoaștem derivatele parasintetice acolo unde sunt ele. Putem, de asemenea, avea de-a face cu derivate în lanț, cu derivare în lanț, când e vorba de un derivat de la un alt derivat. La examen vi se cer două lucruri, vi se pot cere două lucruri. Fie vi se cere să precizați mijlocul prin care s-au format anumite cuvinte și dacă vi se cere să precizați mijlocul, o să spuneți dacă aveți de-a face cu un derivat, da? Cuvântul iuță format prin derivare. Dacă vi se cere să explicați modul de formare a cuvântului, trebuie să faceți așa cum am scris aici, da? Derivat, cuvântul nostru este derivat cu sufixul sau cu prefixul. Și spuneți de la cuvântul de bază. Pe ciorna voastră voi puteți să scrieți câte cuvinte vreți să identificați rădăcina, să identificați sufixele, prefixele, dar pe foaia de examen să scrieți derivat cu, explicați, da, până la capăt. Derivat cu sufixul ie și așa mai departe, de la cuvântul de bază sau de la rădăcina. De asemenea, o altă observație extrem de importantă și observ că e o greșeală frecventă. De exemplu, dacă în textul meu întâlnesc cuvântul el întinerește. Puncte, puncte. Și eu vreau să arăt cum s-a format cuvântul acesta. Mulți elevi cu care am lucrat mi-au spus că cuvântul acesta e format în derivare de la cuvântul de bază tânăr sau rădăcina tineri, da, e corect, cu prefixul în și sufixul ește. Nu e bine. De ce nu e bine? Pentru că verbele și toate cuvintele, de fapt, trebuie trecute la forma din dicționar. Chiar dacă vouă vi se cere să arătați cum s-a format cuvântul acesta, în mintea voastră și pe ciornă, acolo unde lucrați, trebuie să scrieți cuvântul la forma din dicționar, adică întineri. Da? Întineri. Și o să spuneți cuvântul acesta, da? Puneți liniuță, derivat cu prefix în și sufix i. Și sufixul verbal i, nu sufixul ește. Sufixul ește apare și el, dar în alte locuri. De exemplu, aici, când formează adverbe, tinerește. Ați înțeles? Sper că e clar. Formele din dicționar, la fel și la substantive. La substantive ne interesează forma de singular nominativ. Forma din dicționar. La adjective, la fel, ne interesează forma de singular. Dacă aveți formă de, știu eu, genitiv sau dativ sau formă de plural, uitați-vă, gândiți-vă la forma de singular, pentru că desența de plural nu e sufix. La fel, dacă aveți o formă articulată la substantive, acolo iarăși se greșește și mulți copii consideră că articolul le ar fi sufix. Nu e, e articol. La fel și a sau l sau
Știu eu ce. Deci forma nearticulată din dicționar. Asta e, cred că e observația cea mai importantă la derivare, dacă vreți. Și a doua observație este aceasta. Lucrați cu mai multe derivate, să aflați rădăcina și să vedeți mai ușor care sunt sufixele și prefixele, pentru că, încă o dată, nu puteți să știți sufixele și prefixele și puteți să greșiți. De asemenea, dacă aveți un cuvânt care se formează la un moment dat prin derivare, dar în context, în enunțul în care apare, cuvântul acela își schimbă valoarea morfologică, vom considera că acel termen s-a format prin conversiune. De exemplu, și vreau să șterg aici sus, suntem cu toții de acord că, sper că suntem cu toții de acord, că verbul a înflori, da? Trandafirul înflorește, trandafirul a înflorit, se formează prin derivare parasintetică, ca și ăsta, adică în același timp cu prefixul în și cu sufixul i de la rădăcina flor, dacă faceți rădăcina cuvintelor derivate de la flor, o să vedeți că asta e rădăcina, da? Flor. Florar, florăreasă, florării, o să găsiți flor. Grupul de sunete care apare în toate. Deci, am florit deriva parasintetic cu prefixul un și sufixul i. Da? Sunt de acord. Bun. Dar dacă avem un enunț în care apare așa, copacul înflorit mi-a plăcut, în cazul acesta vom spune că înflorit se formează, ghice, prin derivare sau prin conversiune? Prin conversiune. Pentru că își schimbă partea de vorbire. Întotdeauna contează ultimul procedeu, cel contextual. Și de aceea îi spun copilului și vă spun și vouă, tuturor, că trebuie să vă uitați în context. Și vă gândiți așa. Primul lucru pe care trebuie să îl analizați, să-l verificați, este conversiunea. Își schimbă cuvântul acesta partea de vorbire? Trebuie să verific. În mod obișnuit, a înflori este verb, da? Dar aici, copacul înflorit, mi-a plăcut. Ce fel de copac înflorit? Nu mai e verb, e adjectiv. Da, aici era verb. E adjectiv, provenit din participiu. Înflorit, înflorită, copacul înflorit. Bun, înseamnă că e format prin conversiune, nu e derivat. Conversiune. Pentru că este adjectiv provenit din verb. Dar dacă aveam enunțul copacul a înflorit, aici format prin derivare. Pentru că e verb. Și gândesc așa. Mă uit la cuvânt și văd ce este a înflorit în mod obișnuit. E verb. Aici ce este? Tot verb. Deci nu e conversiune. Compunere este. Verificați și compunerea. Nu este. Pentru că nu este. Că nu se vede. Bun, atunci rămâne derivarea. Derivarea e ultimul procedeu pe care îl analizați, pentru că analiza trebuie să fie contextuală, da? Porniți de la conversiune. Întâi verificăm conversiunea, apoi verificăm derivarea și apoi compunerea și apoi derivarea. Derivarea e ultima și la derivare, ca să vă dați seama de prefixele și sufixele care ajută la formarea cuvântului nou, scrieți câțiva termeni din familie lexicală. Verificați, aflați care e rădăcina, da? Și pornind de acolo, o să vedeți foarte ușor sufixele și prefixele. Cam aceasta este discuția despre derivare. Sper că v-am fost de folos. Orice întrebări aveți pe acest subiect, vă aștept cu mult, mult drag. Să aveți o zi bună în continuare. Ne vedem într-o altă sesiune. Numai bine!